se dăm de tot, dacă trec anii nu contează tot. Vă rog frumos să nu mai aruncați obiecte în public, pentru că cine a aruncat mi-a spart nasul. Bine, nu știu dacă chiar mi l-ați spart, dar s-a spart ceva cu siguranță acolo. N-am mai făcut de aproape 3 luni un daily vlog, dar astăzi a venit momentul să ne reapucăm de daily vloguri, așa că dacă vreți să facem cât mai multe clipuri de genul acesta, v-aș ruga să rupeți butonașul de like ca să vedeți și voi ce se întâmplă în viața mea picantă. Așa că fără alte introduceri, vreau să vă anunț că astăzi suntem în drum către concertul de la Giurgiu, unde o să facem acolo o mare, mare atmosferă. Suntem cu mașina, cu fetele, cu DJ-ul, cu toată lumea, l-avem și pe Ștefănuț, o să facem mare, mare nebunie. Sunt foarte curios de cum o să ne primească lumea și cât public să fie și dacă o să cânte alături de noi. Pentru că sincer mie asta îmi place când merg, frate, la un concert, să cânte lumea alături de mine ca să mă distrez, să mă simt bine. Pentru că cânte în sezon mai bine decât în momentele în care faci ce îți place. Suntem aici cu bolidul pican pe care l-am și spălat kind of, dar nu știu când s-a făcut, frate. Băi, nu știu, deci mașinile astea, frate, le speliați murdare mâine, efectiv. Nu mai durează mult până când o să schimb această frumoasă mașină și v-am să vă întreb ce mașină credeți că mi s-ar potrivi mie cel mai mult. Aș vrea să-mi scrieți în comentarii și cine știe, poate voi alegeți următoarea mea mașină. Așa că haideți, scrieți la comentarii ce mașină credeți că mi s-ar potrivi mie. Că am 1,92 m, sunt cam înalt, nu cred că mi-ar sta bine într-un cupe sau într-o decapotabilă. Cred că tot SUV mi-ar sta bine, dar nu știu, depinde de voi. Gata, guys, ne-am urcat în mașină și îi dăm spre Giurgiu. Am hrănit monstruleții din spate. Bă, da, dar nu înțeleg de ce voi mâncați înainte de concert. Eu nu pot să mănânc înainte de concert, cum un atlet nu mănâncă înainte de competiție. Și de-mi pun la cap ce ați văzut voi. Ați mai văzut voi atlet să alerge pe burta plină? Nu! Deci eu, ca să pot să-mi iau respirația în timp ce cânt, să ha-ha-ha, trebuie să am burta goală. Deși armele astea puternice trebuiesc alimentate cu mâncare. Îl avem aici pe tizanul la bolidul picant, pentru că din câte știți eu încă nu am permis. Dar o să-mi iau în 5 zile. Nu știu de voi, dar eu abia aștept să îmi reiau permisul să pot și eu să conduc. Pentru că, fraților, în astea două luni în care n-am putut să conduc, am depins de o grămadă de lucruri și o grămadă de persoane. Și am fost în imposibilitate de a face unele lucruri tocmai pentru că nu am avut permis. Așa că în cazul în care mă urmărești și ai permis, ai grijă de el, tata, că este foarte, foarte important. Mai ales în cazul în care depinzi foarte mult de mașină. Am ajuns la Giurgiu. Din nou avem probleme cu poliția. Frate, deci nu știu de ce, la fiecare concert se întâmplă să avem probleme cu poliția. Au vrut să le arătăm efectiv ce avem în portbagaj. Efectiv, frate, sunt un artist, ce aș putea să am în portbagaj? Efectiv. Dar oricum, o să postez vlogurile acestea până când poliția română o să afle, frate, că suntem artiști și că ar trebui să fim și noi tratați frumos, că am venit să distrăm lumea, am venit să ne simțim bine, să facem pe oameni să se simtă bine. Am venit să facem poze cu oamenii și ar trebui să ne ajute, nu să ne facă mai rău. Că efectiv, o iau razna. Dar am ajuns la Giurgiu, trebuie să avem o stare frumoasă, să le dăm oamenilor un vibe cât mai bun, așa că mergem la probele de sunet și haideți să vedem ce o să iasă. Tocmai ce am făcut niște probe de sunet, se aude bombă, rău de tot și era inevitabil să nu se strângă câțiva picanți puternici, rău de tot la scenă la probe de sunet. Sunt aici, așa că haideți să facem niște poze cu ei, bombă. Vreți să facem niște poze? Da! Facem niște poze de aia puternice? Da! Hai să facem! Băi, am avut facem haos puternic? Da. Bine, a, așa să fie, hai. Bam, bam, bam. Voi da, știți piesele, da? Hai, hai, mama. Se juc în singur. Te iubește, da, mult. Da, da. Bravo. Cum te cheamă? Evelin. Evelin, distracție plăcută, stai la concert și vacanță frumoasă, da? Mai avem 30 de minute până intrăm pe scenă. Și între timp, ca să arătăm și noi bine la concert, bam, bam, că dacă tu faci în sală, trebuie să facem și noi niște flotări din astea puternice, așa că te frumos, dă-te un pic mai în spate ca să ne pompăm, frățior. Că trebuie să dăm puternic aici, bam! Bam! Puternic. Și uitați-vă și voi, cântărețul face flotări și uitați-vă dansatoarele ce fac. Povestea spune că noi încă mâncăm. Ele care sunt sportivele performanță, care dansează, care așa, și eu care cânt, uite, tot ce fac sport, frate, nu se poate așa ceva, nu mi se pare normal. Facem aici poze cu cei mai frumoși picanți din Giurgiu, bam! Facem poze și înainte și după, facem poze ca să apucăm să facem cu toată lumea! Ne-am pregătit să intrăm pe scenă, este mare haos, atât în spate, cât și în față, cât și pe laterale, o să ne distrăm maxim. În exclusivitate o să cânt și următoarea mea piesă care e nelansată direct aici, la Giurgiu! Bravo, gălăgie de la Giurgiu! Giurgiu, gălăgie! Yeah.
pe tot azi. Toți în prima pagodă, portul scândui parfumat. Ia, îmi place seara o modă, fără număr, fără număr. Așa îmi crește coda. Giorgiu, cum v-ați simțit? Băi, ținând cont că sunt primul, trebuie să vă încălzesc. Trebuie să vă încălzesc puternic, da? Așa că vreau să fiți alături de mine, să cântați fiecare piesă pe care o știți și vreau să comunicați cu mine, da? Vreau să vorbim, da? Așa că eu vă întreb și voi îmi răspundeți. Vă simțiți bine, Giurgiu? Care e cel mai frumos oraș din România? Giurgiu! Da! Următoarea piesă sigur o știți, dacă mă urmăriți sigur o știți. E o piesă tare rău de tot și vreau să aplaudați, da? Vreau să jucați așa cu jocul de palme, da? Bam! 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 Ia să facem un test! Bam! 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 Bine! 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 Hai cu piesa! Bine! Bine! Se vede? Nu, trebuie să schimbăm un pic. Trebuie să vedem care este cea mai puternică parte. Așa că, la fetița asta frumoasă cu telefonul roșu, se pune linia din mijloc. Avem stânga și avem și dreapta. Ha, nu știu, hai, adevărata competiție vine acum. Stânga, sunteți pregătiți? 3, 2, 1. Ok, și hai și cu dreapta. Mamă, cât sunteți aici pe partea asta, acum am văzut. Hai cu dreapta! 3, 2, 1! Da, mă, dreapta! Stânga, trebuie să vă reveniți până la final, trebuie să vă reveniți puternic. Până atunci ai cu următoarea piesă! Băi, m-ați nebunit să moară Jacksona. Hai să auzim cum se moară Jacksona. Să moară Jacksona! Bine! Fanta este vreodă bombă după Amsterdam. Îmi place viața tare și noaptea și dimineața. Bine, bine! Și am o piesă relansată pentru voi, da? Deci nu aveți de unde să știți, în exclusivitate la Giurgiu Gălăgie! Nu, nici măcar o dăm play la piesă dacă nu țipați tare. Vreau să țipați tare și o să o și învățați azi, bine! Aia zi, mă, tată, mă! La orice oră pe Insta, pe TikTok, dar nu supe, dacă ți-a dat fără play, o să spui că ai noroc. Mi s-a pus poata pe ea, nu mă găsă niște. Și ăla zile cu zile, care zile pentru Giurgiu. Băi, vreau să văd cea mai mare gălăgie din lume să se audă până la București. 3, 2, 1 și... Bănuiesc că ați văzut că nu sunt singur pe scenă, da? În primul rând suntem aici alături de Chizu, vreau să-l aplaudați toți!
cel mai tare DJ de lume, care și prietenul meu, stă aici alături de Ștefanus, care filmează vlogul. Hai cu niște gălăgeri pentru vlog! Facem și noi un Antonio din ăla puternic? Sau Pican? Ce vreți, Antonio sau Pican? Pican, hai! Pican! 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 Vă iubesc, băi! Bun! Și acum, au mai rămas două persoane pe scenă, fetele mele dansatoarele, ultimele damicele din urmă. Le-ați dat-o, băieți, vă plac? Vreți să le vedeți dansând? Vom, mi se pare că e foarte, foarte cald aici. Nu vă e cald, mamă, mai ales în aglomerația puternică, cred că eram luarcă de transpirator, cum sunt. Dar zic să ne răcorim un pic o piesă. Vreți să ne răcorim un pic? E o piesă de suflet, e o piesă pe care eu o iubesc foarte, foarte mult. Este scrisă de mine și produsă la băieții mei de la Golden Boy Society, de la Alex Vela. Știți pe Alex Vela? Îl așteptați? Că l-am înțeles de când de scenă seara asta. Îl așteptați pe Alex Vela? Bun, și o piesă foarte frumoasă, nu știu dacă o știți, sper că o știți, piesa este foarte populară, a fost pe training și o să încep eu să o cânt și vreau să continuați voi dacă să vedem dacă știți versurile, da? Am sufletul ceabun, ceabun de iubire, îți aduce aminte, am sufletul ceabun, vei rămâne bine, Giurgiu! Hai toată plițurile sus să facem un moment frumos pentru vlog! Ciobor de iubire, ciobor de iubire. Și pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult cum ați cântat, vreau să mai cântăm cu o dată a capela, putem? Hai! Am sufletul ciobun, ciobun de iubire, îți aduce aminte, îți aduce aminte. Tare! Și... Am sufletul ciobun, ciobun de iubire, vei rămâne doar o amintire, ciobun de iubire. Hai! Dar acum parcă vreau... Răciță, mă rog, Axana, hai să ne încălzim înapoi, nu! Capa este vreo pe bombă după aseramie. Ceară pe mă mine când îmi mută facă ceamie. Face viața tare și apă și dimineața. Când am fac băieții de la bloc, de cam mică în fața. Cred că fac cum să-mi arăție. Să vreau în visare zi, mă urcă mă stă pe toată părâtă mea. Într-un la arăt cu câtva frumos de la mare. Pe te nu-i plac mașinile, plac avioanele. Mă bucă! Unde faci tu așa de mă ia cu inima? Unde ai învățat să te miști așa? Unde faci tu așa de mă ia cu inima? Ia stați așa un pic, ia stați un pic că e groasă. Voi știți voi să cântați că nu prea vă auzit. Nu prea, nu? V-am eu o piesă pe care sigur o să cântați. Voi dați sunteți pregătiți? Da! Voi sunteți pregătiți, băi! Chica de baby sex, a cap pe Macarena, a cap pe Macarena. De la Giu! Și învață și nazează, a cap pe Macarena. Hai de Giu, Giu! A cap pe Macarena. Arată-mi cum dai de-mi. Zău, ce-aș vrea să legale pas. Ia! Mișcă de baby sex, a cap pe Macarena. Auziți? Din păcate, cam ăsta am fost eu. O să trebuiască să plec, dar înainte să plec, mai vreau să mai cântăm o dată Macarena astăzi, de acord? Hai! Mișcă de pe visas! Cap pe Macarena, cap pe Macarena! Cap pe Macarena, cap! Cap pe Macarena!
sunt efectiv extenuat, sper că ați văzut tot momentul de la Giurgiu pe care l-a filmat Ștefănuț, pentru că eu efectiv când mă duc la un concert îmi place să fiu acolo cu lumea, îmi place să dau totul din mine. Sunt răgușit, dar o să revin până mâine, pentru că mâine avem din nou un alt concert super super bombă la Călăraș și abia aștept să ajungem acolo să cântăm, să facem nebunie din aia plană rău de tot. Dar ne-am simțit bine la Giurgiu, frate. Chiar m-am simțit bine. Voi ați dat o energie extrem de bombă. Sper să ne revedem cât mai curând, Giurgiu, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult de voi. Acum o să mă duc acasă, mă bag direct în pat să dorm. O să mănânc ceva, după care dimineața ne trezim și dăm spre Călăraș. Hai să vedem ce atmosferă o să găsim la Călăraș. Și ca să fac așa o mică paranteză, în timp ce eram în mașină, m-am gândit: "Băi, mereu am făcut prank-uri unor oameni, am făcut prank-uri la familie, am făcut prank-uri la o grămadă de lume, însă vouă nu v-am făcut niciodată niciun prank." Și știți ce m-am gândit, frate, să fac vouă oamenilor din public un prank. Așa că, nu știu, mă mai gândesc dacă o să-l fac, dar poate o să-l fac, cine știe. Apoi de la o zi la alta trecem de la Maieu, efectiv de la Maieu la Geacă. Ești nebun la cap, frate. Deci ieri erau 30 de grade, transpirai stând pe loc, ești nebun la cap, și acum murim efectiv de frig. Mi-am luat geacă, m-am pregătit, dar dansatoarele mele efectiv mor de frig. Sunt îmbrăcate în niște maiuri scurte, sunt e ceva grav rău de tot. Suntem în drum către Dăbuleni, acolo unde se fac pepenii frumoși și mari, acolo de unde se importă pepenii adevărați și buni pe care mâncăm noi vara. Mergem să-i încântăm pe picanții din Dolj, să facem acolo un mare, mare, mare concert. Sunt curios cum o să fie. Suntem pe drum, ne grăbim tare, tare, tare rău de tot. Vă iau cu mine să vedeți care e atmosfera și la Dolj. Tocmai ce am ajuns la Dăbuleni, o grămadă de lume care se îndreaptă către scenă. Ia uite, hau, nebunie maximă puternic. Și ne-am pregătit, avem sculele în spate de data asta, în cazul în care ne oprește poliția să le arătăm sculele, cum am pățit la concertul de la Giurgiu, frate. Hai să vedem ce meci avem astăzi cu poliția română, să vedem ce meci, unul mai prost sau unul mai bun. Hai să vedem. Guys, am ajuns la Dăbuleni, mare nebunie aici, suntem cu toți copiii ăștia, bombă! Are concert și aruncăm Dăbuleni în aer. Cea mai frumoasă primire la Dăbuleni am primit-o, uitați-vă și voi ce ne-au pregătit oamenii. Cu muzică frumoasă, cu voie bună, și ce mi se pare foarte, foarte interesant aici este că, uitați-vă și voi, copiii sunt extrem, extrem de educați, au înțeles că facem pozele după concert, nimeni n-a venit să se înghesuie, să sară unii peste alții, toată lumea este extrem de educată și asta apreciez foarte, foarte mult. Dăbuleni rock, vă aștept la concert, ați vrea cum o să iasă. Ne pregătim să urcăm pe scenă, să facem cel mai mare haos chiar aici la Dăbuleni, cel mai șmecher concert ever, o să fie tare rău de tot, o să aruncăm atmosfera în aer, o să fie tare rău, 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 rău de tot. Hai pe scenă! Hai! Public, pentru că cine a aruncat mi-a spart nasul. Bine, nu știu că chiar mi l-a spart, dar s-a spart ceva cu siguranță acolo. Așa că nu e ok să aruncați cu chestii public, vă rog frumos să nu mai faceți. Pentru că în spate chiar v-am lăudat că sunteți niște copii educați, cum nu am văzut. Și mi se pare foarte frumos să păstrăm o anumită decență, da? Nu, deci mi-e cât de foarte frumos. Ok, e totul în regulă? Vreau să au niște gălăcine de bune! Pentru ce a pățit, trebuie să gândați cu mine următoarea piesă, să vedem dacă o știți, dar tare, 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 din toți românii, să răducim mâine dimineață, da? Hai! 1, 2, 3! Pare reală, sfidă-ți natura, ești ală pe mine și îmi crește temperatura. La tine am mai nebunit, mami, ia-mă de mână să fugim în Miami. Ești ce se cade și în Sahara, te-am ochit și te vreau toată seara. Acum vreți să facem poze? Da! Hai să facem poze! Vă iubesc mult, Dăbuleni! Vă iubesc, vă pup, mulțumesc mult de tot pentru tot! Hai să facem niște poze!
Guys, am terminat cu și concertul de la Dăbuleni. A fost foarte frumos totul, în afară de faza cu Năsucu. Eu am deviație de sept pe nara stângă și în momentul de față sângerarea nu mi s-a terminat. Pur și simplu eu stau și înghit sângele, tot sângele care mi se revarsă așa. E o senzație foarte, foarte nasoală. Mi-a mai sângerat nasul și în mașină. Frate, dacă aveți cadouri, lucruri să-mi dați, dați-mi-le după concert sau aruncați-le frumos pe scenă jos. Nu le aruncați în fața mea sau lângă mine sau o chestie de genul ăsta, pentru că riscăm să ne accidentăm. Și nu cred că își dorește nimeni răul cuiva. Dacă doriți să-mi dați un cadou, puteți să-mi-l dăruiți foarte, foarte ușor. Să-l aruncați sau să-l dați unui jandarm să mi-l pună pe scenă. Îl iau cu foarte mare drag după, dar nu îl mai aruncați în mine, pentru că în momentul de față am o durere extrem de mare nazală. Deci toată partea asta aici mă doare. Mă doare și aici, mă doare capul, mă zice. E o durere foarte, foarte nasoală. Poate vi se pare că a fost un lucru extrem de mic, pentru că m-am reuitat și pe filmări și nu pare ceva foarte complicat, dar vă jur că mie nu îmi sângerează nasul foarte ușor, decât dacă a fost un impact puternic. Și când am fost lovit, frate, am simțit efectiv că am fost lovit de o minge de fotbal, frate. Deci efectiv de o minge de fotbal. Deci când m-a lovit chestia aia, efectiv am crezut că o iau raznă. Și ce a făcut fratele vostru? Ce credeți voi că a făcut? Ce a băgat bani frumos șervețelul în nas, a luat microfonul și am început din nou să cântăm, pentru că asta facem noi. Noi am venit să distrăm oamenii și distrăm și cu o mână în plus și cu o mână în minus și cu nasul spart și cu piciorul rupt. Înțelegeți? Așa că noi facem show unde mergem, în orice fel de condiții, că e frică, e noapte, că e seară, că e zi. Așa că dacă vrei să vin și în orașul tău, scrie chiar acum în comentarii. Vorbește cu domnul primar că ei fac legea, frate. Vorbește cu domnul primar din orașul tău și hai să ne vedem la cât mai multe concerte. Dar în rest, per total, tot a fost tare. Mergem acasă, suntem obosiți, dar noi ne revenim cu un nou vlog în curând. Eu am fost picantul vostru și v-am pupat. Pa!